În cursul zilei de 8 februarie anul curent, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală români au identificat și reținut pentru 24 de ore un bărbat în vârstă de 42 de ani din Bâlcea, bănuit de comiterea infracțiunilor de violare de domiciliu, distrugere și lovire sau alte violențe. Din cercetare a reieșit că la data de 30 ianuarie anul curent, cel în cauză ar fi pătruns în curtea locuinței unui bărbat de 35 de ani din Bâlcea, fără a avea consimțământul acestuia, iar pe fondul unui conflict izbucnit ar fi distrus două geamuri de la ușa de acces în imobil și l-ar fi lovit pe acesta cu pumnul în zona corpului. Bărbatul a fost introdus de polițiști în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Acesta urmează să fie prezentat parchetului de pe lângă Judecătoria Roman cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.